Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Camera senzorială a Centrului pentru Educație Inclusivă Elena Doamna din Focșani a fost inaugurată astăzi. Toate dotările cu obiecte specifice nevoilor copiilor cu autism au fost realizate prin sprijinul Clubului Rotary Varana. Elevii cu dizabilități care frecventează cursurile Centrului pentru Educație Inclusivă Elena Doamna din Focșani au de astăzi la dispoziție o cameră senzorială dedicată educației copiilor autiști. Dotările acestei săli au fost făcute cu sprijinul și prin grija Clubului Rotary Varana din Focșani. Inaugurarea acestui spațiu a fost făcută astăzi în prezența cadrelor didactice, a membrilor Clubului Rotary Varana din Focșani, reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Vrancea și a autorităților județene. Întâlnirea de astăzi este cel mai elocvent fapt că la noi în Vrancea funcționează foarte bine parteneriatul public-privat. Și dacă Consiliul Județean, prin cei doi vicepreședinți aici de față, și le urez bun venit, domnul vicepreședinte Dănuț Cristian și domnul vicepreședinte cel mare Ionel, prin reabilitarea întregii școli, a Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă, a pus bazele de la început a acestei camere senzoriale. Iată că, după un timp, Clubul Rotary Varana vine în întâmpinarea, să zic, inițiativei autorității publice locale și ne-a dotat această cameră senzorială pentru a desfășura cu toate instrumentele educaționale de care avem nevoie pentru a ne desfășura activitatea în beneficiu acestor copii. Deschiderea camerei, inaugurarea camerei senzoriale este nu doar un succes al nostru că am reușit să facem, dar este ceva care ține de suflet. Ne bucură foarte, foarte mult sufletul că am reușit să atragem și comunitatea și autoritățile locale de partea noastră și să facem acest proiect. Profit de ocazie să mulțumesc autorităților locale pentru acordul pe care ni l-au dat și să le mulțumesc pentru faptul că prin prezența lor ne girează proiectele. Inspectoratul Școlar, care a fost un partener de nădejde anul acesta, trebuie să menționez că anul acesta, rotarian, este declarat anul educației. Și, în consecință, foarte multe dintre proiectele clubului s-au adresat zonei educaționale. Datorită faptului că de 5 ani coordonez activitatea școlilor speciale, am văzut fel de fel de dizabilități ale acestor copii care, așa cum spuneam, Dumnezeu le-a dat mai puțin noroc decât noi. Dați-mi voie să mulțumesc și eu Clubului Rotary Varana, pentru că pe lângă celelalte activități din anii anteriori, când au reabilitat și au dotat secții de la Spitalul Județean, au făcut mult bine acelor pacienți care erau cazați, să zicem, pentru o anumită perioadă în secțiile respective din spital, s-au gândit în acest an la acești copii cu dizabilități. Acest parteneriat sper să fie o rampă de lansare în tot ceea ce va urma de acum încolo, în educație, în sprijinul celor care cu adevărat au nevoie de noi. Vă mulțumim, frate. Clubul Rotary Varana nu face altceva decât să întărească ceea ce știam, de fapt, că e un partener educațional de nădejde. Mai ales, așa cum a prezentat și doamna profesor Carmenion, anul acesta este un an dedicat de către acest club educației și ne bucurăm nespus de acest aspect, de acest lucru. Iată că niște oameni de amator se gândesc să ajute învățământul vrăcean și acest lucru ne bucură nespus de mult. Așa cum școala aceasta a beneficiat de proiectul respectiv, noi, Inspectoratul Școlar, împreună cu Clubul Rotary Varana,
derulăm și alte proiecte. Datorită lor, lucrurile stau atât de frumos și atât de plăcut anul acesta. Pentru noi este o sărbătoare. O astfel de zi o trecem așa în calendarul sufletelor noastre. Încă o dată vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă asigurăm că ușa școlii noastre este deschisă pentru toți cei care vor să ne cunoască. Eu doresc să vă mulțumesc în numele Clubului Rotary Varana Focșani pentru toate aprecierile pe care le-ați făcut acum aici, distinși invitați. Vreau să vă asigur că, de fapt, în Clubul Rotary Varana sunt oameni de suflet. Oameni care, înainte de ceea ce fac, înainte de business-ul sau activitățile pe care și le desfășoară, sunt simpli oameni cu un suflet. Vreau să vă asigur că, din totdeauna, membrii Clubului Rotary au avut un singur scop. Să arate că, de fapt, fac parte din comunitatea locală. Că se situează pe poziția celor care vor să lucreze împreună cu toți oamenii de bine și nu în ultimul rând cu autoritățile locale. Am considerat că parteneriatele sunt cele care pot să ne ducă mai departe. Am considerat că doar dându-ne mâna și nu situindu-ne doar pe poziția de a cere și a aștepta, putem să generăm să se întâmple lucruri frumoase și în același timp să facem viețile oamenilor puțin mai luminate. Evenimentul de astăzi reprezintă încununarea unuia dintre proiectele lansate la balul de caritate din martie 2017 a Clubului Rotary Varana din Focșani. Dotarea camerei senzoriale cu obiecte specifice nevoilor copiilor cu autism înseamnă un pas important în îmbunătățirea relațiilor acestora cu mediul și cu lumea în care trăiesc. Este vremea ca absolvenții de liceu să-și ia rămas bun de la unitățile școlare unde au învățat și de la cadrele didactice care i-au îndrumat pe drumul educației și al cunoașterii în ultimii 4 ani. Ieri au avut loc festivitățile de premiere a absolvenților de la Colegiul Economic Mihail Cogălnicianu din Focșani și a celor de la Liceul Pedagogic din municipiu. Absolvenții Colegiului Economic Mihail Cogălnicianu din Focșani, promoția 2013-2017, au fost premiați aseară într-un cadru festiv, eveniment ce a avut loc la Teatrul Municipal din Focșani. Elevii au fost felicitați pentru rezultatele obținute de către profesorul Gabriela Bocioc, directorul unității de învățământ. Clopoțelul a sunat astăzi lung și insistent, încercând să vă facă să trăiți semnificația momentului. El anunță sfârșitul unei etape în formarea voastră, dar vă amintește în același timp că ați devenit maturi, responsabili, că mâna protectoare a celor care v-au fost dascăl de nădejde va fi undeva tot mai departe de voi. La un asemenea moment, a face în câteva minute un bilanț al tuturor împlinirilor îmi este destul de greu. Cred că își va face fiecare în sine lui un asemenea bilanț. O retrospectivă și câteva evidențieri sunt totuși necesare. Însăși faptul că sunteți astăzi absolvenți dovedește că ați reușit să treceți standardele impuse de programele școlare și cerințele colegiului nostru. Pe scenă a urcat și șeful promoției, Mirel Vatră. Amândoi avem emoție. Cred că la mai păstra până la pensia noastră. Felicitări! Un drum bun în viață, așa cum te știm noi toate cele bune. Festivitatea de premiere a fost presărată și cu momente artistice, demonstrând că economiștii pot fi și artiști în timpul liber. Falling in.
Tot ieri a avut loc și cursul festiv al absolvenților de la Liceul Pedagogic Spiru Haret din Focșani. Conducerea unității de învățământ a deschis festivitățile pentru ca mai apoi pe scenă să urce șeful promoției, elevul cu cele mai bune rezultate care l-a dat promoția 2013-2017. Iată că suntem la un moment încărcat de emoție. Pentru că după 4 ani de zile, promoția 2017, da? Iată, încărcat, am spus că este un moment încărcat de emoție și se vede. Au finalizat o parte a vieții lor, o parte a activităților, da? Și o parte a drumului către viața de adult. Iată, astăzi veți primi, dragii noștri elevi, o diplomă care înseamnă un pașaport către viața de adult. O viață, să sperăm noi, încărcată de bucurii, așa cum a fost și viața de elev. O viață încărcată de succes, așa cum a fost și viața de elev. Pentru că astăzi avem 175 de... Microfonul este de vină, dacă tremură, să știți. Avem 175 de absolvenți. Și dintre aceștia, 145 sunt premianți. Asta mă îndreptățește să spun și să apreciez că avem o promoție foarte bună și de la care avem așteptări foarte mari. Sunt convinsă că vom avea rezultate foarte bune, ca să nu spun chiar excepționale pentru unii, la bacalaureat. Vă mulțumesc că sunteți prezenți într-un număr așa de mare la momentul care marchează nu doar finalul anilor de liceu, ci și începutul vieții noastre ca adult. Doresc să mulțumesc organizatorilor care au făcut tot posibilul ca noi să ne putem bucura de acest moment unic. Pentru mine, Pedagogicul a reprezentat un loc în care personalități ce pot schimba întreaga lume au fost formate. Un loc pe care să-l pot numi acasă. Un loc unde elevii m-au determinat să nu renunț, iar profesorii m-au dat să-mi descoper idealul în viață. Părinților, doresc să le mulțumesc pentru că au făcut posibilă prezența noastră aici. Fie că ne-au dat sfaturi, fie că ne-au ajutat financiar, fie că au fost de partea noastră atunci când au avut nevoie, pentru noi veți reprezenta întotdeauna un model în viață. Pentru profesori, aș dori să transmit mulțumirile, pentru că ne-au lăsat moștenire, o parte din sufletul și cunoașterea lor. Anul acesta la Liceul Pedagogic au terminat 6 clase de a 12-a, respectiv 4 clase de filologie, o clasă de științe sociale și una de învățători-educatori. Comemorările dedicate eroilor neamului au continuat pe tot parcursul zilei de ieri de sărbătoarea Înălțării Domnului. Astfel de ceremonii au avut loc ieri la Cotești, dar și la Mausoleul Eroilor de la Mărăști. O ceremonie în memoria eroilor căzuți pe câmpul de luptă a avut loc ieri și la Cotești. Preotul a efectuat serviciul religios și au fost pomenite numele eroilor care și-au jertfit viața pentru patrie. Astăzi este Sfânta Zi a Înălțării la Ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos. Este totodată și ziua în care, prin tradiție, se comemorează eroii patriei. Ne aflăm cu toții astăzi aici, unde prin strădania unui om cu inimă mare, basarabean de origine, domnul Ștefan Jurja și a primarului comunei Cotești, inginerul Bolovan Ioan Durel, s-a ridicat această sfântă troiță în urmă cu 3 ani. Domnul Jurja însuși este un erou în viață, participant la războiul de pe Nistru din 1992 și cavaler al ordinului Ștefan cel Mare și Sfânt. Iată cum un inimos, un basarabean, ne învață să fim mai omenoși, ne învață să fim patrioți și să ne cinstim eroii neamului. Comandantul garnizoanei Focșani, domnul conductor Sava Claudiu, să vă transmită cele mai calde urări de bine și sănătate și tot ce este mai bun pe lume, iar Dumnezeu să o odihnească în pace pe eroii neamului. Mulțumesc pe această cale tuturor locuitorilor satului Valea Cotești și nu în ultimă instanță copiilor de la școala Cotești, care de 2 ani sunt mereu alături de noi.
aș fi nedrept să nu mulțumim părintelui Gâdei, care totdeauna de când s-a sfințit acest monument, sfințire la care a participat, se înțelege, a fost alături de noi. La 40 de zile de la Sfintele Paști, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește praznicul Mântuirii Domnului. Prin hotărârile Sfântului Sinod a Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Ziua Eroilor și Sărbătoare Națională Bisericească. În această zi, Biserica Ortodoxă face pomenirea eroilor neamului românesc. În acest sens, sunt pomeniți toți luptătorii și eroi căzuți la datorii de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate, apărarea patriei și întregirea neamului. Ziua Eroilor este o zi de sărbătoare națională care unește și servește pentru țară. Eroii neamului au fost omagiați ieri și la mausoleul de la Mărăști, comuna Răcoasa. Programul ceremoniei a cuprins intonarea imnului național, oficierea serviciului religios, alocuțiunile invitaților, rostirea solemnă a numelor eroilor căzuți în primul război mondial și depunerea de coroane de flori. Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia din Focșani împlinește 90 de ani. Pentru a marca acest moment, conducerea instituției de cultură va organiza la începutul săptămânii viitoare un vernisaj și un concert aniversar. Conducerea Ateneului Popular are deosebită bucurie să ne anunțe împlinirea a 90 de ani a Ateneului Popular Maior Gheorghe Pastia, a doua ctitorie a marelui filantrop și patriot focșenean Maiorul Gheorghe Pastia. Astfel, la 29 mai 1927, în prezența unor înalți demnitari ai Guvernului României, a oficialităților locale și a unui numeros public, se punea piatra fundamentală a așezământului de cultură națională pentru luminarea poporului, Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia. Publicul focșenean este invitat în perioada 29-30 mai la evenimente culturale pregătite cu acest prilej, respectiv luni 29 mai ora 18:30, vernisaj expoziției aniversară Ateneu 90. La ora 19 va avea loc un concert aniversar cu orchestra de cameră Unirea, solist Cristina Angelescu, vioară. Marți 30 mai ora 19:30, medalion de compozitor Horia Murculescu 80. Invitați Corina Chiriac, Alexandra Velniciuc, Nidia Muculescu și compozitorul Viorel Gavrilă. Intrarea este liberă pe baza de invitație cu loc procurată de la Agenția Ateneului Popular în limita locurilor disponibile. Pentru a veni în sprijinul publicului, agenția va fi deschisă și duminică 28 mai între orele 11-14. Filiala Vrancea a Partidului Național Liberal a intrat în linie dreaptă pentru alegerile la funcția de primar al comunei Jariștea, care vor avea loc pe 11 iunie. Fostul primar al comunei și președintele organizației județene, Cătălin Toma, este sigur că cel care va candida din partea PNL va câștiga funcția de primar. Comuna Jariștea se numără printre cele 49 de unități administrativ-teritoriale din țară, unde se va organiza un scrutin local parțial pe 11 iunie pentru alegerea primarului. În cele mai multe cazuri este nevoie de organizarea acestui scrutin pentru că edilii aleși anul trecut pe 5 iunie au ales apoi mandatele de senator sau deputat în urma alegerilor parlamentare din luna decembrie. Pentru funcția de primar al comunei, Partidul Național Liberal din Vrancea se bazează pe Ciprian Grama. Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, fostul primar al comunei Jariștea și președinte al organizației județene a PNL Vrancea, Cătălin Toma, și-a manifestat susținerea față de candidatul partidului. În acest moment, singura localitate din Vrancea unde se vor desfășura alegeri este comuna Jariștea. Suntem în linie dreaptă pentru 11 iunie, în sensul în care s-a terminat perioada de depunere. PNL are prima șansă în ceea ce privește obținerea mandatului de primar în data de 11 iunie. Acum, în calitate de fost primar al acestei comune, dați-mi voie să vă spun că lucrurile sunt bune și consider că jăriștenii au dreptul de a continua proiectele pe care le-am început, dar nu numai atâta, cât și echipa pe care o am acolo, pentru că încă o consider și o voi considera atât timp cât sunt jăriștean echipa mea, formată din toți jăriștenii, unii cu experiență, alții cu tinerețea, alții cu spontaneitatea. Toată această echipă va face și alte proiecte care să facă numele de Jariștea, de ce nu, chiar un brand. Chiar dacă el este acum prin alte domenii.
Toma, primar cu două mandate la activ al comunei Jariștea și ales pentru a treia oară în iunie 2016, a renunțat la administrația publică locală după alegerile parlamentare din decembrie 2016, alegând mandatul de senator. În continuare vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi închisă ca aspect. Cerul va fi acoperit de nori și va ploua. Vântul va sufla slab, iar temperaturile minime se vor încadra între 13 și 15 grade, iar cele maxime între 19 și 21 de grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct ediției știrilor de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, la revedere!